Domnul profesor, tocmai v-am urmărit degustând un vin, despre ce era vorba și cum îl caracterizați. Era un vin efervescent, adică un vin care se îmbuteliază sub presiune de dioxid de carbon, de origine endogenă în cazul nostru, ceea ce de obicei românii cunosc sub numele de șampanie. Deci este un vin spumant rosé, de foarte bună calitate, produs din soiuri autohtone precum soiul Băbească Neagră. Numai un singur soi compune spumantul la care vă referiți? Uneori la vinurile spumante se folosesc asocieri de vinuri din mai multe soiuri, dar care vin fiecare cu câte ceva. În cazul nostru este un vin produs dintr-un singur soi, și anume Băbească Neagră. Soiul Băbească Neagră imprimă vinurilor pe care le produce o serie de caracteristici specifice vinurilor spumante, adică un vin relativ ușor, cu o aciditate plăcută, dar puternică, deci vinuri vioaie, care prin șampanizare, prin refermentare și producerea dioxidului de carbon, câștigă în calități. Vinul de Băbească Neagră mai are o însușire, anume o aromă specifică soiului care se transmite și produsului finit acestui vin spumant. De aceea, el are câteva caracteristici care îl fac deosebit. Și anume, se servește ceva mai rece, deci prima senzație aceea de răcoare, de răcoritor. A doua, datorită dioxidului de carbon, îți dă senzația de plinătate a cavității bucare, de ceva care, precum frișca, vine și îți îmbracă toată cavitatea bucală. Și în sfârșit, al treilea, spectacolul jocului bulelor acelea mici care se degajă, la început formează un guler alb frumos, iar apoi încet, încet se estompează, rămânând ca mici steluțe care apar în compoziția vinului strălucitor. Cam cu ce meniuri l-ați putea asocia sau s-ar putea asocia? Vinurile spumante pot să acompanieze întreaga masă, deci toate felurile de servit și ca aperitiv? Dar mai ales ca aperitiv, atunci când sunt seci sau brute, merg excepțional de bine cu icrele, cu tot felul de pește, cu afumături, foarte, foarte bine. În același timp, merg la fel de bine și cu patiseria la sfârșitul mesei sau cu anumite feluri de prăjituri care de data aceasta vin să pună în evidență mai bine acea răcoare, acea căldură interioară pe care o dau vinurile spumante și efervescente. Sigur că e mai puțin obișnuit să vedem un vin rosé. Dar iată, în ultimul timp, vinurile roze încep să caute, să-și găsească din ce în ce mai multă teren. Piață, mai mult teren, tineretul preferă aceste vinuri roze și ele sunt binevenite în anotimpul ce urmează a începe în primăvară. Personal îmi plac deosebit de mult vinurile roze, odată cu meniurile specifice sărbătorilor pascale. Este excepțional un cozonac, un nou care este acompaniat de roze. Cu un spumant roze, extraordinar. Nici o friptură de miel nu strică să fie stropită cu un roze. Că este spumant sau pur și simplu un vin liniștit, el este binevenit. Mulțumesc, domnul profesor. Sper că am convins din ce în ce mai mult sau odată în plus consumatorii, potențialii consumatori să cumpere, să achiziționeze, să-și procure vin roze sau vin spumant roze. Dar i-aș sfătui mai întâi să deguste, să fie convinși că le plac, ca după aceea să devină fideli consumatori ai vinului roze.
Vin care întrunește atât calitățile vinurilor albe, vioiciunea vinului alb, dar în același timp și însușirile vinului roșu, ceva mai corpolente, cu arome cu totul și cu totul mai complexe și specifice vinului roșu.